Lucrările de demolare a stadionului municipal de la Târgu Jiu vor fi încheiate până la sfârșitul lunii august. Ulterior încheierii demolărilor, constructorul va primi ordinul de începere a lucrărilor de modernizare și extindere a stadionului. Demolarea stadionului este în plină desfășurare. Până la sfârșitul lunii august trebuie să aducem terenul la cota zero, așa încât celălalt constructor care se va ocupa efectiv de construcția noului stadion să aibă condițiile și să primească ordinul de începere. O serie de componente din incinta stadionului deja sunt pregătite a fi depozitate de către autoritățile locale într-un spațiu din zona Cetului. De nocturna ce a fost demontată s-au arătat deja interesate mai multe stadioane din țară, precum și câteva primării. Până la ora actuală, tot ce a fost demontat și discut despre partea de scaune, partea de gard, împrejmuirea periferică, toate au fost inventariate aceste materiale, inclusiv suporții de la scaune, acele bucăți de materiale, țevi rectangulare, sunt depozitate în incinta Cetului. Sunt deja o serie de solicitări, atât de la municipii care sunt interesate de partea de nocturnă, cât și de la diferite stadioane din țară. O bună parte dintre componentele demontate vor putea fi folosite de către autoritățile târgujene pentru diverse lucrări realizate la nivelul municipiului.